Vă spun neața, bună dimineața, vorbim despre floarea soarelui într-o nouă ediție a rubricii Ce soi sau hibrid să aleg? Alături de mine, domnul Călin Icleanu. Icleanu, suntem în județul Timiș și avem în acest lot hibridul Haisan 189 SU. Da, este hibrid rezistent la erbicide sulfonilouretice. Asta înseamnă prescurtarea aceasta SU. Da, exact, da. Exact. Vine de acolo, vine abrevierea de la sulfonilouretic și da, cu erbicide pe bază de tribenolometil. Aș spune că avem de-a face cu o populație foarte, foarte frumoasă de floarea soarelui. Așa văd eu floarea soarelui, ca pe niște indivizi care stau așa în populații stau, îi vedeți așa tocmai pentru că au trecut printr-un an deosebit de dificil pedoclimatic. Da, un pic cam tristuțe. Nu sunt triști, pur și simplu... Dar arată foarte bine, spectaculos în august. Da, asta august. E o caracteristică a hibridului. A hibrizurilor alta seed în genere, dar în special a SU-189, toleranța la secetă. Toleranța la secetă, la secetă pedologică, chiar uitați-vă dacă vă uitați bine, după un an de genul ăsta, ea se apropie de maturitate, dar încă foliajul este verde. Asta este deci mare lucru, am învățat și eu de la fermieri, de la voi, de la specialiști. E îmbucurător pentru că nu vor exista fenomene de șiștăvire, bobul va rămâne plin, sperăm la încă o ploaie să ne ajute, dacă se va întâmpla. Dacă nu, asta e. Cum caracterizăm acest hibrid? Haideți să vedem așa, din punct de vedere al aspectului, talia este înaltă, zic eu. Este caracteristic hibridului, talia mediu înaltă, n-a ieșit din genetică, deci pur și simplu demonstrează genetica, e mediu înaltă, vigorozitate foarte, foarte bună, un sistem radicular extraordinar de bine înțelenit, pur și simplu, dezvoltat. Bine pe picioare. Nu avem căderi, nu avem fenomen de cădere, au fost și vijelii. Rezistă foarte bine. O vigorozitate și o elasticitate pe care îi conferă o rezistență la cădere fără precedent în marea paletă a hibrizurilor. Când a fost semănată? Undeva între 10 și 20 aprilie, pe acolo, înainte de Paști, când temperaturile au început să se ridice și când diferențele de temperaturi între zi și noapte s-au atenuat, pentru că știm cu toții, bănuiesc că floarea soarelui suferă la cotiledoane de temperaturi scăzute și în momentul ăla intervine poate și ofilirea, poate și oricum un răspuns negativ în perioada de vegetație. Da, dar care a fost tehnologia aplicată? Nu ne-am axat foarte mult pe foarte multă îngrășăminte. Densitatea la semănare. Aici în fermă, cunosc ferma, eu chiar colaborez de mulți ani cu ei. N-am depășit 68.000 de boabe germinabile la hectar. Da. Dar în schimb n-am depășit nici cantitatea de îngrășăminte, pentru că în anii precedenți tot așa de părzi naștea secetoase am avut peste an și ne gândeam la depozitul de îngrășăminte din sol. Și așa că am mers cu o normă relativ cum se cade, undeva adică, 200 de kilograme de complex la semănat și cred că acolo ne-am oprit. Și în ce procentaj? Undeva un complex cu 16-16-16 cu puțin sulf. Cam asta a fost în genere. Dar eu recomand de foarte mulți ani să reducem cantitatea de azot în cazul florii soarelui, pentru că s-au demonstrat de-a lungul timpului că un exces de azot în cazul florii duce la sterilitatea polenului. Da? Adică partea asta de mijloc, da? Vedeți aici plină, a beneficiat de aportul natural sau aportul pe care așa, da? Ea are un caratidiu plin, boabele sunt pline, tocmai pentru că a consumat azot exact pentru talia care are nevoie și consumă potasiu. Floarea soarelui e o consumatoare mare de potasiu. Atunci, în vegetație am venit cu anumite corecții de potasiu lichid și ca să o stimulăm în floritul, să stimulăm, cam asta s-a întâmplat aici. De fapt, se cam întâmplă cu cam toți cu care lucrăm noi. Care este conținutul de ulei? Are un conținut foarte bun de ulei, undeva peste 47. Anul trecut, după câte mi-aduc eu aminte, a fost undeva între 47 și 48,9. Cum a funcție și de terenurile unde a fost cultivat, funcție și de tehnologia aplicată. Dar nu este haioleic. Nu este haioleică, este linoleică, nu este haioleică. Noi în portofoliu avem hibrid, cel mai bun hibrid ultra-haioleic și singurul ultra-haioleic din lume. Da. Pe care îl folosim. Cum se numește? Să-l ținem minte. Altasan 452 SUHO.
E un hibrid extraordinar, este ultra haioleic, noi l-am folosit doar în culturi bio. Sper asta, la un moment dat să-l văd și eu. Am trecut pe lângă el, numai că ne-am grăbit să ajungem aici. Cel înflorit? Da, cel înflorit. Să știți că l-am filmat așa din foarte fuga bine, mașinii, foarte, o să vi-l arăt. Da, foarte bine, pentru că este semănat foarte târziu, fiind în cultură... Spectaculos! Da, fiind în cultură bio... Se seamănă târziu tocmai datorită buruienilor. Se trece de foarte multe ori cu mecanic, agrotehnic, ca să dislogi buruienile și semăna târziu, undeva după 25 mai, dacă eu mi-aduc bine aminte, a fost semănat. Deci văzând hibridul ăsta haioleic, ultra haioleic, parcă ești într-un alt film la momentul ăsta, exact. În august, să vezi asemenea tocmai, de floarea soarelui. Și vreau să vă spun că acum o săptămână nu a fost deloc așa. Specificitatea hibridilor Alta Seeds e următoarea. O explozie de vegetație în prima parte de vegetație. Efectiv cresc luxuriant. Da, luxuriant. Fantastic. Și ceea ce e un lucru foarte bun, de ce? Pentru că acoperă repede terenul, nu mai au concurență în burieni. Da. Deci efectiv, da, nu se mai creează fotosinteză sub frunze și am observat, asta a fost primul lucru pe care l-am observat. După aceea mi-am dat seama că își respectă genetica, adică componentă genetică, toleranța la secetă, toleranța la boli, așa, sunt într-adevăr elocvente. Deci pur și simplu dacă vorbim de toleranța la boli, la hibridul acesta, la ce boli rezistă? Nu e vorba de rezistență, e vorba de chiar de toleranță. Într-adevăr, tolerant la sclerotinia, nu am văzut plante cu sclerotinia în lanurile Alta Seeds, nu am văzut. În schimb, da, asta este deja de 2 ani de zile generic pentru majoritatea sau aproape întreaga paletă de hibrizi de floarea soarelui care se cultivă în România, o mică toleranță la anumite rase de mană. Noi nu mai știm ce rasă de mană e, pentru că cercetarea... Nu vreau să dau, nu arăt cu degetul către nimeni, dar nu mai știm. Noi știm că a noastră rezistă la rasa G. Da. Sau așa, dar eu știu, rotații scurte în toate zonele țării, sunt rotații scurte. Da? Rapița și floarea soarelui îți aduc bani imediat și atunci ce se întâmplă? Grâu, rapiță, grâu, floare, grâu și normal că se fac depozite de ciuperci. Să vorbim și despre producții. Vreau niște cifre legate Da, vă pot da o cifră. Suntem pe raza localității Cărpiniș. La 11 km de aici, în linie dreaptă, e Berexău Mare. Anul trecut am avut tot acest hibrid la un colaborator de la Berexău Mare. 4200 pe cântar a dat la hectar. Excelent, da, excelent. Și la momentul ăsta puteți estima ce producție Nu. Eu port barbă din capriciu cu bărbosul, dacă vreți să stați de vorbă. Oricum, e o cultură promițătoare. Arată superb, tocmai de asta întreb. E o cultură efectiv promițătoare, cea la care ne uităm noi acum. Când se va recolta? E un hibrid semi-tardiv, oricum mai durează aici mai o lună bună. O mai așteptăm. Da. În perioada asta mai sunt momente de cotitură, așa? Sigur că da. Adică Sigur că da. Se poate răsturna Sigur că da. Situația? Vin 100 de litri sub formă de piatră și nu mai e cultură. Deci din punct de vedere al terenului, din punct de vedere al ei sau alte chestii, nu mai există nicio problemă, da? Dar îți vine o furtună, îți vine ceva care depășește puterea noastră de înțelegere sau depășește pur și simplu puterea noastră de a ajuta pe cineva sau ceva. Bun, să nu ne gândim asta. Dar asta, sigur. Îi dorim fermierului să se bucure de o producție este, toate bună, culturile. Recolte, nu există bogate. Cultură să nu fie supusă unui anumit pericol. Nu există cultură. Putem deci performanța productivă sare de 4.000 sare, potențialul ei poate să fie puțin mai mare, să se apropie de 5.000, dar pentru asta nu ne trebuie ani ideali. Deci în condițiile unui an nenorocit, cum a fost anul ăsta, că chiar a fost nenorocit, bine mai puțin pentru păioase care s-au salvat oarecum, să te gândești la un 4.000 la un hectar de floarea soarelui este absolut. Și asta ține de doi factori. Atunci când un agricultor, un fermier, un indiferent, studii sau fără studii, își alege producția viitoare, se gândește la prima dată la hibrid și după aia la teren. Da? Păi să știți că pe ultimul loc sunt îngrășămintele. În alegerea tehnologiei, pe ultimul loc sunt îngrășăminte, deși toată lumea le folosește. Dar pe primul loc este hibridul. Da, și ce credeți că influențează în decizia de achiziție a semințelor? Atunci când trebuie omul să ia această decizie, la ce se gândesc de regulă fermierii? După experiența mea, reprezentantul unei firme poate să fie pe primul loc sau pe ultimul loc. Nu există, deci un reprezentant
bunicel care își cunoaște meseria poate să stimuleze sau poate să îi formeze o părere, opinie, da. O opinie, o așa. Dar la tot la fel de bine există și acel revers al medaliei, la care indiferent de cunoștințele pe care le ai și pe care le împărtășești, să nu fii ascultat. Și atunci nu, dar mă refer cu ce argumente veniți dumneavoastră în fermă, da, atunci singurul, când vreți singurul... să-l determinați să achiziționeze un hibrid în sau altul. Rând, în primul rând, hibrizii de o asemenea genetică îți ușurează munca. Clar. De ce? Pentru că știi că e tolerant la boli, te gândești să intervii cu anumite fungice sau cu anumite antifungice sau așa, doar în momentul, dacă e nevoie. Deci ai tăiat de pe cheltuieli o anumită verigă. Știi că nu-i place azotul, ai tăiat azotul de pe... Mare lucru. Da. Nu, că acum știm sincer, cât costă toate. Știi că e tolerant la secetă, deci nu te înspăimântă o primăvară, dacă e răsărită, ea se duce. Da? Deci sunt hibrizi de genul ăsta pe care și noi avem, care sau noi avem, nu brio, și noi avem, da, care îți ușurează munca fantastic de tare. Atunci cu asta pleci într-o discuție. După aia vin kilogramele pe cântar. Toată lumea, noi ne uităm la ea, este impresionantă, promite, da? Dar fermierul se așteaptă la... cântar. Corect, pe bună dreptate acum. Da, da. Ați avea vreo recomandare legată de acest hibrid ca specialist? Ce le-ați spune celor care în viitor ar vrea să achiziționeze acest hibrid? Eu l-aș folosi, folosi fără urmă de îndoială, din două considerente. Da? Se respectă pe sine și productiv. Adică, pur și simplu, calitatea lui genetică este fără de cusur. Okay. Între hibrid fermier stă doar Dumnezeu. În rest, toată lumea își face treaba. Da. I-am întrebat pe colegii dumneavoastră și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă ar fi să faceți un top al profitabilității culturilor, pe ce loc ați situa floarea soarelui? La tehnologia pe care eu o fac, adică o fac sau o recomand, cu experiența la care așa, eu mizez foarte tare pe floare. Adică ar fi pe primul loc? Ar fi pe primul loc, da. Da. Uh-huh. Dar... nu mai puțin adevărat. A descalificat rapița. În anumite condiții, da. În anumite condiții, da. Floarea la 4.000 e mai valoroasă din punct de vedere agrotehnic decât rapița la 4.000. De ce? Care ar fi argumentele? Floarea îmi dă înapoi într-un an de zile toate elementele nutritive care mi le consumă. Rapița îmi dă înapoi doar azotul. În rest, rapița mai repede face sclerotinia decât floarea soarelui. În floarea soarelui, ați văzut astăzi, nu știu câte hectare de floarea soarelui, n-am văzut o plantă cu sclerotinia. Da, da, da. Deși rotația e scurtă. Mie pe place ca și cultură. Chiar, da. Primăvara, dat fiind faptul că e foarte provocatoare, primăvara a deja devenit un anotimp extraordinar de provocator, stimulează, știi, hai să facem ceva, să putem elimina, soluții. Da, să găsim soluții și atunci mi se pare o provocare și floarea soarelui chiar e cea care poate să îți aducă și beneficii și satisfacții fantastice. Iată, deci avem alt argument foarte bun legat de motivul ăsta, de ce să alegem floarea soarelui în cultură. Vedeți că toată lumea spune că floarea soarelui ar fi undeva pe primul loc în topul profitabilității. Și atunci zic că dacă tot o alegem în cultură, să alegem ceva bun, hibridul acesta, Haisan 189 da, SU, merită chiar tot. Este spectaculos, cred că remarcați și voi, este îmbrăcat așa, are rochița asta verde de sus până jos, capitolul foarte, foarte bine dezvoltat, îmi place foarte mult, chiar o genetică de top. Este genetică de top și e încântător să poți să o prezinți. Mulțumim, pe mine m-ați convins, sper că și pe cei care ne privesc, pe data viitoare, prieteni, cu bine!